pentru că este nevoie de un moment sensibil. Despre un cuplu care are traume din copilărie și are sufletul de sticlă. Dacă n-ați înțeles despre ce este vorba, nu e nicio problemă. Vă explic doctorul psiholog Gașpar Gheorghi, cel care are o carte care se numește Cu sufletul de sticlă. Dar ne spune mai multe, doctorul. Doar psiholog. Bună ziua, bine ați venit. Bine te-am regăsit. De data asta, dumneavoastră, stați pe canapeaua mea. Mulțumesc frumos. Domnule psiholog, ce v-a determinat să scoateți această carte Suflete de sticlă? E o întrebare foarte bună. Aș vrea să vă uitați la mine și să-mi răspundeți. Absolut. Cred că fiecare dintre noi vrem să înțelegem ce se întâmplă cu iubirea. Și tema principală a cărții e o relație de iubire un pic mai complicată, așa cum o trăim cu toții. Adică reflectă uneori și viața dumneavoastră această carte? Sunt pasaje din carte care sunt inspirate din poveștile pe care le-am auzit în cabinet, dar și din experiențele mele personale. Aș vrea să spui ce înseamnă o relație de iubire agitată. Cred că e ceva ce fiecare dintre noi trăiește la un moment dat. O relație în care iubirea nu e împărtășită, în care nu reușim să comunicăm în așa fel încât să ne înțelegem. Știu că simt privirea în ceafă. Îți simt privirea în ceafă aici, ești atent la discuție. Uh-huh. Iertați-mă. Genul de relație în care e cumva greu să ajungi pe aceeași pagină cu jumătatea ta. Doctore, ai fost vreodată înșelat? Da. Nu pot să cred. Da. Ai prins-o cu altul? Nu exact în această manieră, însă infidelitatea, din păcate, a fost întâlnită și în viața mea. Pe cum? Că tu ești în mințile oamenilor, tu puteai să intri în mintea ei, să anticipezi treaba asta. Doar că, din păcate, în relațiile sale personale, fiecare psiholog e om înainte de toate și abia după aceea își poate folosi mintea aceasta științifică. Și ai plâns când ai aflat că te-a înșelat? A fost foarte greu. Ți-ai revenit greu? După o lungă perioadă de timp. Cam cât trebuie să treacă după ce te desparți de cineva ca să poți să uiți persoana aia? Cred că nu putem să uităm cu adevărat niciodată, dar e nevoie de cel puțin 2 ani de zile pentru a depăși. Depinde cât a ținut relația. Și depinde cât de intensă a fost relația. Că, de exemplu, eu citeam undeva acum, fără nicio chestie, că trebuie să treacă cel puțin jumătate din timpul petrecut cu persoana aia ca să poți să zici că ți-ai revenit. Depinde, nu neapărat. Dacă e o relație... Dacă e o relație mai scurtă, de exemplu, de un an, însă foarte intensă, recuperarea după aceea, de asemenea, poate dura mai mult decât a fost relația. Deci chiar dacă a fost o relație de câteva luni, recuperarea poate să fie dură. Exact, exact. Depinde cât de mare e pierderea, cât de mare a fost investiția emoțională. Și dacă a fost investiția emoțională puternică? Atunci, evident că pierderea e uriașă și sufletul are nevoie de mult timp pentru a se reface. Deci are nevoie de mult timp sufletul? Exact. Și cum trebuie să facă ca sufletul să se refacă? E vorba aia cui pe cui se scoate? Uneori ajută și asta, însă cred că fiecare relație încheiată trebuie să aibă un final. Nu putem intra într-o altă relație înainte de a scrie finalul relației care s-a încheiat. Și asta înseamnă inclusiv să ne doară, inclusiv să avem foarte multe sentimente complicate, mai ales atunci când ne amintim ce am avut și ce am pierdut sau care sunt planurile care nu s-au materializat. Să știi că acum noi am încercat să mai și glumim. Sigur, dar tu intri nevoie în jocul nostru și ești foarte tare. Gașpar Gheorghi, oameni buni, așa se numește Suflete de sticlă și sunt convins că e fabuloasă cartea asta pentru că citesc lucrurile pe care le faci pe internet și de fiecare dată când ai venit la noi la emisiune e un dialog foarte plăcut. Mulțumesc, serios. Și acum, mai în glumă, mai în serios, sunt foarte multe persoane care au impresia că atunci când s-a terminat o relație, s-a terminat toată lumea. Avem acest sentiment că se prăbușește lumea în momentul în care se încheie o relație, pentru că de cele mai multe ori sursa noastră de satisfacție, de încredere, de fericire e legătura interpersonală și mai ales în zilele noastre, când oamenii nu mai prea investesc în alte relații. Cam toată atenția, toată energia noastră este dusă către partenerul de cuplu, de aceea atunci când se încheie o astfel de relație, e ca și cum viața noastră nu ar mai avea urmare. Și efectiv, primul gând pe care l-au oamenii în momentul în care o relație s-a încheiat e că vor rămâne singuri pentru totdeauna. Și abia după aceea, după ce se vindecă puțin sufletul, realizează că de fapt viața merge încep mai departe. Încep să aibă din nou încredere și, exact, să... și să vadă un viitor. Da, să știi că mâine ne vizitează colega ta de la pagina de psihologie. Raluca. Raluca, da. Vine Raluca. A fost în fiecare luni cu noi aici. Ne-a dat consultații gratuite, exact, ca să nu fim la nebuni. Putem ști ceva despre asta? Să-i facem vreo surpriză? Sau... Ai oftat? Ce înseamnă asta, doctore? Pentru că putem afla multe lucruri despre Raluca. E un terapeut extrem de bine pregătit. Știți că e din Cluj, da, un pic mai dificil pentru ea să vină pe această carapea. Vine confort. Mâine. Vine fizic mâine. Da, fizic. Asta nu știam. Da, pe asta ziceam, doctore. Am înțeles, credeam că va fi în continuare nu, fizic online. Fizic vine și mă gândeam că tu fiind coleg cu ea poți să facă o surpriză. Știu că îi place vinul în mod deosebit. Ciucă? Da. 3 litri de vin mâine. Da,
Este. Că ține mai mult discuția. Adică după emisiune. Vrei. Glumim. Să știi că sunt niște oameni foarte faini acolo la pagina de psihologie și sunt convins că ați ajutat foarte mulți oameni. Spune-mi ce ar trebui să înțeleagă oamenii dacă citesc Suflete de sticlă. Că sufletele noastre sunt mult mai fragile decât am crede și că toată răutatea, toată negativitatea pe care o ducem în relația de cuplu ne costă pentru că doare foarte mult. Și exact așa cum o bucată de sticlă se va distruge când punem o povară mult prea mare asupra ei, la fel se întâmplă și cu sufletele noastre. Și cum putem să facem să fim bine la suflet toți? Având grijă unii de ceilalți, având grijă de legătura dintre noi și persoanele foarte dragi nouă, având grijă de cuvintele pe care le folosim, de gesturile pe care le avem, studiile de specialitate ne arată foarte clar că o relație va ajunge foarte departe dacă partenerii sunt atenți la gesturi, cuvinte și acțiuni. Și nu trebuie să fie mărețe, dacă sunt gesturi, simple și acțiuni. Tot. Exact. Tot. Cu cât sunt mai simple și mai frecvente, cu atât e mai bine pentru calitatea relației. Și acum, pe final, doctore, avem o întrebare. Am vrea să analizăm puțin melodia asta, că tot a cântat-o Eduard Sanda mai devreme. Nu știu de ce râșciucă. Să iubești două femei. Cum e, mă? Să iubești... Să nu știi pe care o vrei? Așa? Una e mama la copii, una e poftăină. Spun că e un caz de psihologie asta. Se întâmplă uneori ca sentimentele noastre să meargă în două direcții. A avut succes că... De fapt, oamenii s-au identificat cumva mulți, cu versurile ei. Da, da, da. Cum analizăm, doctore, chestia asta? Știi ce e foarte interesant? Că... Cred că efectiv e posibil să iubești mai multe femei odată. De se una, poate chestia asta? De una să fii atașat din punct de vedere emoțional și să ai foarte mare încredere în ea, care să fie, de exemplu, mama copiilor tăi sau partenera oficială, și să fie o altă femeie care să te atragă foarte mult din punct de vedere fizic, din punct de vedere intim, o femeie care să-ți activeze emoțiile, sentimentele, trăirile, fluturașii din stomac. Păi și atunci, care e următorul pas? Trebuie să le faci cunoștință, zic, nu? E nevoie să te decizi, să vezi exact ce vrei de la viață, în care direcție mergi, în care dintre cele două relații vei investi mai mult. Pentru că evident că nu le poți duce pe amândouă la nesfârșit. Dar și o femeie poate să iubească doi bărbați? Cu siguranță, dacă bărbații pot, cu siguranță și femeile. Băi, nene, și cred că femeile sunt un pic mai abile decât noi bărbații la acest capitol. Adică? Pentru că ele reușesc să păstreze un secret mult mai bine ascuns. Nu sunt atât de vizibile pe cât suntem noi bărbații atunci când vine vorba de relații. Un bărbat se va da de gol mult mai repede decât o femeie. Adică femeile sunt mai viclene? Mai abile, mai atente la ce spun, cum spun. Am înțeles. Era și comparația asta când eram noi mici. Femeile erau comparate cu pisicile și bărbații cu câinii, pentru că ei sunt mai fideli, mai de casă, nu? Uneori, uneori. Perfect. Doctore, ce faci săptămâna? Ne gândeam să mai treci pe la noi. Săptămâna viitoare ce faci? Urmează o perioadă intensă pentru a promova cartea. Dar tu stai în București, nu? Locuiesc în București, exact. Păi și nu mai vrei să vii săptămâna viitoare? Vin să luăm așa niște subiecte de astea să analizăm. Vin cu mare drag. Imediat ce ne potrivim agendele, cu mare drag vin. Perfect. Să ai succes cu cartea. Unde o găsește lumea? Suflete de sticlă. Momentan e disponibil. Traumele celor rătăciți în trecut. Momentan e disponibilă doar cu precomandă pe pagina de psihologie.ro, însă de săptămâna viitoare va fi în toate librăriile mari din țară. Să știi că ești foarte tare și, serios, săptămâna viitoare vii pe la noi? Dacă ne potrivim agendele, cu mare drag. Ai mulți pacienți? E o treabă serioasă ceea ce se întâmplă din punctul de vedere al dezvoltării personale în România, mai ales după această perioadă de stare de urgență. Oamenii și-au dat seama că au nevoie să-și regândească obiectivele, prioritățile în viață. Adică tu i-ai ajuns pe oameni nu numai în problemele acestea de amor, așa cum poate ai fost cunoscut în ultima perioadă și datorită emisiunii de la A-List și exact, toate lucrurile, și pentru dezvoltare personală. Exact, și pentru toate provocările pe care le avem în ceea ce privește viața profesională, în ceea ce privește viitorul nostru, în ceea ce privește stările de anxietate, de depresie, care au crescut după aceste săptămâni complicate. Doctore, îți mulțumim, te așteptăm. Mulțumesc poate marți pe la noi sau miercuri. Mulțumesc și eu. Tu, să știi că ușa deschisă. Mulțumesc, lectură plăcută. Mulțumim mult de tot. Doctorul oameni buni, Gaspar Gheorghi, puteți să-l căutați pe pagina de psihologie.ro și nu uitați, cartea asta, Suflete de sticlă. Mi-a place foarte tare domnul ăsta cum vorbește.